Carmen de la Sălcioa este una dintre cele mai transparente artiste și este mereu în contact cu fanii ei, încercând pe cât posibil să le satisfacă toate curiozitățile legate de ea. Nu se sfiește să vorbească despre viața ei personală, iar recent aceasta a povestit despre un subiect mai puțin abordat, familia ei. Vedeta a dat detalii neștiute până acum despre cei care i-au dat viață. Artista a crescut cu un gol în suflet, provocat de lipsa tatălui ei. Părinții au divorțat când ea era doar un copil, iar durerea a fost enormă, căci nu a avut parte de afecțiunea paternă, iar acest lucru a marcat-o profund. Toată durerea a atins apogeul atunci când părintele ei a fost condamnat în spatele gratiilor, iar ea a mers să-l viziteze. Părinții mei se certau foarte des și a urmat un divorț. Mie mi-a lipsit afecțiunea tatălui meu. Veneam acasă și plângeam și mă gândeam de ce nu pot să am și eu ce au ceilalți copii. Să-mi spună că mă iubește este important. Este foarte importantă treaba asta, dar nu a fost să fie așa. El a intrat în pușcărie și l-am văzut pe tatăl meu prin sticlă și era crunt, a declarat Carmen de la Sălcioa în podcastul Viața Vedetelor. Deși nu a avut acasă proiecția familiei perfecte, artista este determinată să facă tot ce-i stă în putință pentru a trăi chiar ea acest lucru. Veta susține că și-a găsit sufletul pereche, un bărbat care se află în divorț cu soția lui. A fost pusă la zi și criticată dur, acuzată fiind că i-ar fi furat bărbatul alte femei. Carmen de la Sălcioa se apără și spune că relația iubitului ei cu soția lui era deja terminată și nu a intervenit cu nimic. Dacă bărbatul potrivit vine și spune mâna pe mâna ta și spune tu poți, păi poți să muți și munții din loc. Eu sunt convinsă că mama mea îl va primi cu căldură, a mai mărturisit Carmen de la Sălcioa. Întrebată la un moment dat dacă este bărbatul vieții ei, artista a răspuns imediat. Da, sigur. Trebuie să-și rezolve lucrurile din viața lui și nu pot să dau un verdict acum. Mi-am dat seama că lucrurile nu mai mergeau de multă vreme între ei, a mai spus artista în cadrul aceluiași podcast.